Comisia pentru situații excepționale a aprobat noi măsuri pentru protejarea spațiului informațional național prin completarea dispoziției anterioare din data de 16 decembrie 2022. Astfel, la propunerea Serviciului de Informații și Securitate pe perioada stării de urgență, va fi suspendată licența de emisie a 6 posturi de televiziune: Orizont TV, ITV, Prime, Publica TV, Canal 2 și Canal 3. Din raportul prezentat, SIS deține informații și probe că Federația Rusă influențează alegerile locale din 5 noiembrie și subminează procesul democratic din Republica Moldova, inclusiv prin intermediul unor campanii de dezinformare desfășurate la aceste posturi TV. Raportul SIS demonstrează că aceste televiziuni sunt subordonate grupărilor criminale Șor și Plahotniuc, care prin persoane interpuse acționează în tandem pentru destabilizarea situației din Republica Moldova. Posturile în cauză sunt finanțate prin diverse scheme obscure în baza unor parteneriate încheiate cu persoane incluse în listele de sancțiuni internaționale. Politica editorială a televiziunilor vizate este orientată spre lansarea campaniilor de dezinformare pentru discreditarea cursului politic extern al țării noastre și promovarea narativelor geopolitice în favoarea Federației Ruse. Reprezentanții posturilor TV califică aceste acțiuni drept un nou atac fără precedent asupra libertății mass media în Republica Moldova. Totodată, posturile condamnă acuzațiile lansate public de directorul SIS Alexandru Mustață. Prin hotărâre abuzivă, CSI a încălcat principiile constituționale privind libertatea cuvântului și independența mass media. Nu există stat democratic cu o cenzură impusă în mod oficial, indiferent de motivele după care se ascund cei care iau decizii abuzive și contrare legislației. Prin suspendarea emisiei posturilor noastre de televiziune și blocarea accesului la portalurile web de știri, se încalcă și Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, în mod special articolul 7, care prevede că nu există nicio pedeapsă fără legea, și articolul 10, libertatea de exprimare, încălcată în mod flagrant în cazul dat. Facem apel către ambasadele străine și organizații internaționale acreditate în Republica Moldova să condamne abuzul politic grav care este exercitat în mod repetat asupra pluralismului de opinie și asupra libertății mass media din țara noastră. Totodată, posturile Orizont TV și ITV au catalogat decizia drept un atac furibund la adresa libertății mass media și dreptului fundamental la libera exprimare. Între timp, Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Presei Electronice și Centrul Acces Info își exprimă îngrijorare în legătură cu suspendarea licențelor de emisie celor 6 posturi de televiziune în lipsa unor explicații clare care să justifice măsurile restrictive. ONG-urile de media susțin că incapacitatea autorităților de a-și explica deciziile generează suspiciuni că măsurile au fost aprobate în mod nejustificat în detrimentul diversității de opinii, dar și în defavoarea consolidării protecției libertății de exprimare în mass media audiovizuală. Într-o declarație comună, cele trei organizații de media cer autorităților să comunice neîntârziat argumentele și probele ce au stat la baza deciziei Comisiei pentru situații excepționale. Potrivit organizațiilor de media, chiar dacă șeful SIS Alexandru Mustață a spus că aceste posturi reprezintă un pericol la adresa securității informaționale și își realizează activitatea cu multiple încălcări ale legislației constatate de Consiliul Audiovizualului, dispoziția CSE din 30 octombrie nu conține niciun argument sau referință la motivele serioase, convingătoare, justificate și probate corespunzător care au stat la decizia de suspendare. De asemenea, în hotărârea CSE lipsește informația exactă despre sancțiunile aplicate anterior de CEA în privința fiecărui furnizor de servicii media vizat, dar și multiple călcări ale legislației constatate de către Serviciul de Informații și Securitate.